Bună ziua, dragii mei! Astăzi vin la voi cu brânzoaice. Ia uitați ce frumoase sunt. Acestea sunt brânzoaice umplute cu varză. Ia uitați, pufoase, pufoase. Acestea sunt cu brânzică de vaci. Ia uitați ce pufoase sunt și moi. Și acesta cu mere. Am să le desfac, să vedeți cu varză cum este în interior. Uitați. Pufoase, pufoase. Aceasta este cu brânzică, cu ciocolată. Și aceasta cu mere. O să facem brânzoaice bune, pufoase, gustoase, cu brânzică, cu varză și cu mere. Să începem cu aluatul și să vedem de ce avem nevoie. Și pentru aluat o să avem nevoie de circa 500 de grame de făină. Dacă o să fie nevoie, mai adăugăm puțin. O să avem nevoie de ulei. 100 de mililitri, 160 de mililitri de lapte, 100 de grame de zahăr, 2 ouă, 10 grame de drojdie, coajă de lămâie, un praf de sare, esență de rom, zahăr vanilat și un pic de scorțișoară. Și începem. O să punem laptele într-un bol cu drojdia ca să o topim. Amestecăm. Acum o să adăugăm zahărul, ouăle. Uleiul. O să adăugăm și coajă de lămâie. Un pic de rom. Zahărul vanilat. Și un pic de scorțișoară. Și le amestecăm pe toate. Odată ce le-am amestecat bine, o să adăugăm făina și cu sarea. Acum o să unim făina. O să adăugăm puțin câte puțin, cât este nevoie. O să unim și sarea. Acum amestecăm bine, bine, bine și unim restul de făină. Restul de făină și dacă mai este nevoie, mai adăugăm.
Mai trebuie puțină. Mai adaug puțină. Acum am să răstorn aluatul pe blatul nostru de lucru. Și o să o frământăm puțin. Dacă se lipește, adăugăm făină. Adăugăm cât ne cere aluatul. Aluatul este aproape gata. Uitați-l. Cât aluatul crește, noi o să facem umplăturile. O să facem brânzoaice cu brânzică, brânzoaice cu mere și brânzoaice cu varză. Aluatul este gata. Acum îl punem la crescut într-un vas și pregătim umplutorile. Acum facem umplutura de brânzică. Puteți pune urdă, brânză de vaci. Și o să avem nevoie de 400-450 de grame de brânză, un ou, 50 de grame de zahăr, dacă o vreți mai dulce, puneți mai multă, mai adăugați, 50 de grame de ciocolată și coajă de lămâie cu portocală. O să punem oul cu zahărul. Amestecăm. Amestecăm bine, bine, bine. Și acum o să adăugăm și ciocolata cu coajă de lămâie. Puteți adăuga și stafide. Deci umplutura de brânză este gata, o dăm deoparte și o să facem umplutura cu varză. Acum facem umplutura cu varză, o să adăugăm 50 de grame de zahăr. Varză tot așa 400 de grame. Adaug coajă de lămâie și eu am tăiat o lămâie cu bucățele mici, mici, mici. Și o lingură de scorțișoară, o linguriță de scorțișoară. Să vedem dacă e ajuns. Amestecăm bine.
așa. Și umplutura cu varză este gata. O dăm deoparte. Și o să facem umplutura cu mere. Acum facem umplutura de mere. Tot așa, o să avem, am curățat, am dat prin răzătoare, cu tot cu coajă, 3 mere. Sunt circa 400 de grame. Adăugăm 50 de grame de zahăr. Un pic de scorțișoară, cam o linguriță grasă. Așa. Un pic de rom. Adaug și puțină zeamă de lămâie și coajă de lămâie și de portocal. Amestecăm. Și avem umplutura cu brânză, umplutura cu varză și umplutura cu mere. Așteptăm să crească aluatul. Aluatul a crescut, uitați-l. L-am lăsat de aseară până acum dimineață. O să luăm tot. Acesta este aluatul nou. Am să-l cântăresc să văd cât pare. 800. Acesta este aluatul pe care l-am făcut aseară din 500 de grame de făină, 550. 10 grame de drojdie, 100 de ml de ulei, 160 de ml de lapte, 100 de grame de zahăr, 2 ouă, un praf de sare, esență, coajă de lămâie, de portocală. Acum o să-l împărțim și o să-l umplim cu umplutură de brânză, umplutură de mere și umplutură de varză murată. Aseară nu am specificat varză murată. O să ungem cu gălbenuș de ou, cu lapte. Acum o să-l împărțim. De 80-85. Să împărțim. Și ne-a mai rămas o bucățică pe care o să împărțim la fiecare. Și o să avem 2, 4, 6, 8, 9 bucățele de aluat. O să facem. O să le împăturim. Pe fiecare. Brânzoaice cu brânzică, cu brânzică de vaci sau cu urdă, ce vă place. Brânzoaice cu mere și brânzoaice cu varză murată. O bunătate. Pot fi umplute și cu brânză sărată, dacă vă place.
Numai că cu brânza sărată o să eliminați zahărul din aluat. Biluțele sunt gata. Ia uitați, imediat se fac. Acum o să întindem. O să întindem puțin, așa, ca să punem umplutura. Deci aluatul l-am făcut aseară și l-am lăsat peste noapte. Deci prima o să o umplem cu brânzică. Brânzică de vaci cu ciocolată. Umplutură puneți cât vă place. Acum o să tragem de aici și o să aducem în față. O să lipim. Tragem și lipim aici. Uitați. Și punem în tavă. Și după aceea o să le ungem cu ou. Acum o să umplu cu mere. Am să întind aluatul un pic pe lung. Aici am să pun mere. Umplutură de mere. O să închidem bine așa. Să lipim bine aici, să sigilăm. Să tăiem șuvițe. Și acum o să rulăm în continuare. Și răsucim, facem un melc. Ia uitați. Acum o să umplem cu varză murată.
prindem marginile. Bine, bine, bine. O să pune balsam murat în mijloc. Și acum am să adun. Să strâng aici pe mijloc. Foarte bine. Ia uitați. Și am să fac un săculeț. Acestea sunt cu varză murată. Acum mai facem încă una cu brânză. O să punem brânzică. Acum le împăturim. Vedeți că aluatul este elastic. Eu l-am făcut aseară. Închidem bine și punem în tavă. Mai facem una cu mere. Aceasta o să o umplem cu mere. Dacă nu vreți merele așa zemoase, puteți scurge zeama. Închidem. Tăiem. Răsucim. Și acum facem melcușorul. Și punem în tavă.
O să mai umplem încă una cu balsam și apoi băgăm la cuptor. Tava este aproape plină. Tragem de margini ca să fie un pic mai subțiri. Așa, acum punem varză. O lingură. Și adunăm totul la mijloc aici. Și strângem, uitați, strângem așa bine pe mijloc aici. Și am făcut un săculeț. Îl punem în tavă. Acum le ungem cu gălbenuș, cu un pic de lapte. Amestecăm. Și dăm la cuptor circa 20 de minute. Sper să vă placă această rețetă. Sunt foarte, foarte bune. Acum dăm la cuptor la 180 de grade, circa 20 de minute. Le-am scos din cuptor. Ia uitați ce frumusețe. Să vă arăt cum sunt și în interior. Acesta este cu brânzică. Ia uitați. Acesta este cu varză. O bunătate, o bunătate, o bunătate. Și acesta este cu mere. Ia uitați. Sunt fierbinți. Brânzoaice cu brânză, cu varză murată și cu mere. O bunătate. Ia uitați ce bunătate aici. Sper că v-a plăcut rețeta. Sper să o faceți și voi. Și să-mi spuneți cum v-a venit, cum a ieșit și dacă v-a plăcut. Ia uitați ce bunătate. Sunt pufoase, pufoase și moi. Aceasta este cu varză. Vă urez multă sănătate și ne vedem cu altă rețetă. Aceste rețete le-am făcut acasă la mămica mea. Am venit în vacanță la ea. Și vă urez multă sănătate și o zi bună. La revedere!